ce ai făcut efectiv la Shogun? Eu de asta am făcut în lucea asta ca să înțeleagă oamenii. Tu spuneai că lucra la oameni, ai început cu soldații care apără intrarea în castelul de Osaka, nu? Da, trebuie să-i iau din Maya și bag în Houdini. din Maya și să-i introduc în Houdini. E practic, oamenii au fost creați în Maya, au fost îmbrăcați, au fost texturați și... Deci stai, creați ce înseamnă? Că... Modelați. Desenați, să spunem, pe românești. Desenați, să zicem. Deci, într-un program, a fost luat un soldat, desenat, îmbrăcat cu... Mă rog, am înțeles că și aici, într-adevăr, nu e așa de simplu, ca să respecti toate... Așa, și tu ai luat omul ăla, l-ai adaptat, așa? Da, am luat modelele 3D și le-am arhivat într-un mod prin care se puteau accesa, practic, în mai multe softuri, care toate foloseau Arnold sau orice... motor de randare posibil, adică există posibilitatea să iei un obiect care are un material, care are o textură, eventual poți să pui și o lumină, dar mai bine nu, și se creează un fel de arhivă care apoi poate fi deschisă într-un alt software, fie Redshift, fie orice. Și practic asta ce înseamnă? Că tu nu mai pierzi timp să intri într-un program în care se face scena finală, să compui din nou de la zero. Nu, tu iei un produs care deja e un fel de puzzle, ca un fel de Lego, care deja funcționează. Și tu, dacă creezi un sistem de particule, de exemplu, în Houdini, tu poți să pui pe fiecare dintre particulele respective o persoană care merge pe drum și tu, de fapt, ai animat 5 particule și tu, fapt, la final ai 5 oameni care merg pe drum. Asta, deci particulele sau să zicem niște punctuleți sau ceva de genul. Un punct, da. Pui 5 puncte, dai o comandă și pe alea 5 puncte sunt 5 oameni. Da. Sau pui 1000 de puncte. Și ai 1000 de oameni. Și ai 1000 de oameni. Ai o armată deja. Da, exact. Există... Totul vine să plâng. Da. Deci totul e... În realitate e mult prea scump să organizezi 1000 de oameni. Nu sunt convins că să îi îmbraci pe toți. Da, cât ar costa ca să faci o... Da, da, e mult, mult mai scump, dar... Practic, în 3D se taie niște costuri care pur și simplu nu sunt fezabile în realitate, nu se poate. Adică de-aia un film istoric uneori poate să fie plictisitor pentru că n-ai bani să faci și nu știu câte scene de luptă, da, și nu știu câte scene de dragoste și nu știu câte scene de atmosferă, de cum merg ei pe acolo, cum sunt stresați sau cum cântă la nu știu ce instrument. Adică, de exemplu, Vikingii, da, au fost o super producție. Dar genul ăla de producții sau Game of Thrones sau așa, e greu de făcut. Da, chiar ai spus de Viking. Toate efecte speciale. Toate au efecte speciale. Da, bineînțeles. Bun, revenind la Shogun-ul tău. Ai făcut aia, dar știu că și corăbile sunt tot a tale. Nu sunt ale mele, nu le-am făcut eu, dar le-am pus lumina pe ele și le-am randat, adică am scris fotografiile pe disc ca să le ia compozitorii și să le integreze cu filmarea. Deci eu ce am făcut a fost să iluminez corăbiile care erau deja construite. Erasmusul, de exemplu, sau nava de Erasmus e corabia, da, cu care a venit capitanul englez. Da, da, da. De exemplu, ce mai am făcut? În Golful Osaka m-am ocupat de transferul de layout, adică felul în care erau așezate obiectele în spațiu, dintr-un program în altul. Tot așa, în Houdini s-a randat final și trebuie să reconstruim orașul, pentru că el a fost făcut pe bucăți și a fost randat pe bucăți, adică a fost, cum ar veni, scris, calculat. Din nou, vreau să explic termenul randare. Randarea se întâmplă atunci când calculatorul ia fiecare pixel din imagine și calculează ce culoare poate să fie acolo. El practic trimite foton de lumină din cameră, invers, din cameră spre scenă. Și când se izbește din obiect și ajunge într-o lumină, practic pixelul ăla e mai deschis la culoare. Da. Dacă ajunge pe lângă lumină, e mai închis la culoare, că e o umbră sau, mă rog. Deci, randare înseamnă simularea felului în care fotonii s-ar așterne pe senzorul unei camere virtuale. Deci, efectiv, e procesul de fotografiere. Bun, randarea o face calculatorul, dar tuturor numai unor comenzi pe care îi le dai tu. Da. Tu setezi cât de puternică să fie lumina, unde să stea, ce direcție să fie orientată, cum răspund suprafețele la lumina respectivă, cât timp lași să ricoșeze fotonul de lumină dintr-un obiect în altul, chestii de genul ăsta. Bun, spuneai undeva că în primele ședințe zilnice pe care le aveai cu echipa 3D, vă mirați uneori de
Adică nu poți să cred că această corabie nu există. Da, eu eram convins că a fost filmată pe set și până la final, deci până când am plecat de la SS VFX până în iunie, chiar iulie la început, colegii la coordonare spuneau, băi, nu-mi vine să cred cât de bine arată corabia asta, nu-mi vine să cred că e făcută în 3D. Adică aceeași impresie am avut-o și eu când am văzut, de exemplu, templul Tenchu, am zis că e filmat, undeva a fost construit. Nu, era 3D. Și, deci tot ce e în Osaka acolo e construit în 3D? Aproximat, da, adică oricum avem o clonă a orașului între tot orașul 3D, dar în majoritatea cadrelor ce în fața camerei e real. Adică dacă este o nu știu, niște copăcei, o persoană sau două persoane, mai multe persoane care vorbesc și în jurul lor pereții sau așa sunt reali, dar uneori nici acoperișul nu e real sau restul orașului nu e real sau nu știu, cerul nu e real. Adică... Mă scuz, am văzut, citit un interviu cu Justin Marks, unul dintre producătorii filmului Shogun, interviu în care a fost întrebat cât din film este realizat cu tehnologia imaginilor generate de calculator și cât cu mijloace cinematografice clasice. Iar el a spus așa, nu știu ce să zic procentual vorbind, este chiar greu de spus. Ceea ce am făcut de regulă a fost să ne gândim că orice se află la o distanță de 15, poate 30 de metri de cameră, ar fi practic de filmat. Pe orice era mai departe de atât, la distanță am augmentat cu efecte vizuale. Da. Deci ce spuneai tu? Să filmează 15-30 de metri de cameră maxim. Da. Ce mai departe? Uneori se întâmplă să ajungă obiecte virtuale în fața camerei. Se întâmplă foarte des chestia asta. De exemplu, nu știu dacă e o vrăbiuță care o lua foc, aia o să fie CG, nu o să fie niciodată filmată în realitate. Nu, nimeni nu-i violent cu animalele. Da. Sau scântei, sau foc, sau chestii de astea, sau splash-uri de apă, adică cum ar veni strop de apă. Poate să fie foarte aproape de cameră și poate să fie CG. Sau fețe de oameni. Mai rar. În Shogun nu pot să mă pronunț. Chiar nu cunosc ce fețe au fost 3D și ce fețe au fost reale. Aproape de cameră, mă refer. Da, da. Dar există foarte multe alte producții în care au fost actori întineriți, de exemplu, și practic la final toată fața era 3D. Dar era întineriți doar din programele video. Da, da, da. Ei erau filmați bătrâni și pe peliculă în cinema erau tineri. Sau invers, au fost îmbătrâniți dacă era nevoie. Da, deci poate face orice. Da, știu că în Shogun ai pus la un moment dat, povestea că ai pus doi sori în două direcții diferite. Da, exact, mi s-a părut o chestie, în 3D e foarte simplă, dar în realitate sună așa un pic mai ciudat, mai inedit. Practic, nimeni nu te oprește să pui ca pe Tatooine, să ai doi sori și să ai două umbre în direcții diferite sau să fie anulate între ele și să nu-ți dai seama. Era nava de comercianți care plutea pe apă și la un moment dat supervisorul Andrew Barry m-a rugat să fac mai multe versiuni și practic am mutat soarele de mai multe ori și au ales două și le-au combinat și practic erau doi sori. Și arăta cea mai bine și pânza și lemnul de pe barcă. În realitate ești un pic mai constrâns, dar și în realitate poți să pui lumini false, adică da, false, da. Nu, artificiale. Da. Să pui lumini artificiale pe lângă lumina soarelui și da, se poate completa.